Cotea, am vârstă de 51 de ani și sunt soțul lui Adriana Codrea, e fată oanță. Am doi copii, Salomea și Odniel. Și mă bucur că Dumnezeu nu m-a uitat și nu m-a abandonat. Vreau să vă aduc mărturia mea și dragoste care a avut-o El față de mine, prin faptul că m-a dat tărăgâna și m-a lăsat și într-o zi mi s-a arătat cu adevărat Dumnezeu e iubitor, mă iubește și ca drept dovadă sunt aici în fața dumneavoastră. M-am întors la Domnul înainte de a mă însura, 89. Și am avut o perioadă de câțiva ani de zile până am lăsat ca cel rău să intre în viața mea. Cel rău a intrat și a făcut cuib în viața mea și în cele din urmă am ajuns să înfăptuiesc cele mai urâte păcate și lucruri cu care nu pot fi mândru înaintea oamenilor și mai ales înaintea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu, într-un mod miraculos, a lucrat în viața mea și m-a lăsat vreo 20, vreo 30 de ani aproape, vreo 25 de ani ca să-mi fac eu de cap, să-mi fac mersul meu. Și anul trecut, Dumnezeu zice că pe cine iubește, musul și pedepsește. Și Dumnezeu a fost așa de bun încât a scos uneaua și mi-a mai dat o lecție încă în viață și mi-a dat un AVC, un accident vascular și în așa fel m-a dus încât să-mi fie greu să merg la baie, să-mi fac anumite necesități. Prin toate lucrurile astea am reușit și am văzut dragostea lui Dumnezeu față de mine și că El m-a întors și mi-a mai dat o lecție că mă iubește și că mă vrea alături de El. De aceea astăzi sunt în fața dumneavoastră și vă mărturisesc că există Dumnezeu. Amin. Și că poate să facă minuni. Amin. Într-un om îndărătnic și încăpățânat poate să-l modeleze în așa fel încât să-l aducă pe calea cea bună. Și să spună și altora despre dragostea lui. Sunt foarte multe lucruri de spus, dar acum, de fiecare dată de care am ocazie să povestesc cu anumiți oameni în particular, le spun mai detaliat viața mea cum a fost. Dar vă spun, am trăit niște păcate care în fața lui Dumnezeu erau o urâciune, o spurcăciune. Și înaintea oamenilor la fel. De aceea Dumnezeu s-a îndurat de mie. Și să aveți credința aceasta că dintr-un om rău, dintr-un om păcătos, Dumnezeu poate să facă un sfânt și un om după voia Lui. Amen. Mulțumesc că m-ați ascultat și îi mulțumesc Dumnezeu pentru puterea și dragostea care a avut-o față de mine. Amin. Amin.